Zice că merge. Așa, așa începe o ediție la televizor. Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața neapărat așa cum o meritați. Astăzi avem o ediție de excepție. Rămâneți aici, vă consumați cafeaua, vă faceți ce doriți acolo, dar cu urechea la noi. De ce? Pentru că, cine zicea, domne, măscăriciul ăla mic, săracu, nu are voie să apară nicăieri, ci că ei nu știți ce pierdeți. A pierdut tot săracul. Știți cine, nu? Diaconescu, cum m-a chemat, Dănuț. Așa, nu, dumneavoastră nu pierdeți nimic dacă nu vedeți, dar astăzi, dacă nu rămâneți pe recepție, pierdeți. E o experiență de o viață, sau cine știe, poate că mai multe vieți, veți vedea de ce. Vom vorbi despre libertate și de aici derivatele. Atenție! Libertatea nu este gratis. Invitatul meu de astăzi este un distins domn, Mihai Ionescu Cămărașu, brașovean, dacă nu greșesc, nu greșesc. Mi se mai întâmplă câteodată să nu greșesc și dumneavoastră sunteți minunați. Cetățean american de o sumă de ani, peste 4 decenii, nici nu contează. Anii și banii sunt doar niște convenții, să ne fie clar. Domnule, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Dacă am greșit, vă rog să mă iertați, nu mai fac. Nu, doamnă, nu ați greșit nimic și cu fraza cu care ați deschis emisiunea dumneavoastră, că libertatea nu este gratis, este și la noi în America. Bătrânii care au fost veterani ai războiului din Vietnam, când a ajuns domnul Obama, n-aveau mai mult decât Obama, puteau să aibă două Obame, da? A fost pe Obama președinte. Dacă mai era un mandat, erau două Obame. Dacă era așa, perfect. Și acești oameni săraci, veterani din Vietnam, au ajuns, n-au vrut să cerșească. Demnitatea lor totuși este pentru că au luptat pentru libertate. Au cumpărat pături de un dolar foarte mici și au început să croșeteze cu soțiile lor pe ele. The liberty is not free. Libertatea nu este gratis. Voilà. Oameni buni, trebuie să vă spun că nici nu v-am spus cine este distinsul meu invitat. V-am spus că este brașovean, v-am spus că este cetățean american, este actor de comedie. Cel mai greu segment al actoriei, după mintea mea, alți actori spun, domnule, drama e cea mai grea. Bă, acolo plângi, înveți să plângi, să țipi, să suferi, să asuzi, să faci ce vrei tu. La comedie e foarte greu. Dar n-a fost numai actor de comedie. Vom ajunge noi și acolo. Și contabil. Și oare ce n-ați fost? Adică nu n-ați fost. Ați fost dumneavoastră înși vă, dar ce nu ați practicat, pentru ca să mă exprim civilizat, nu? Dacă nu mă înșel, ați fost și restaurator de mobilă. Da. Și contabil. Da. Și prieten. Aveți vocație de prieten? Da. Minunat. Prietenia este un lucru poate foarte, astăzi foarte, o prietenie, foarte mare lucru. Cum se spune în America, prietenia este un lucru foarte deep, adânc. Că dacă nu ești prieten, pierzi în viață. Am un prieten în Brașov, printre alții, pe lângă Gabriel Stan, prietenul nostru comun, artistul, nu vă gândiți la alte cele. Trebuie să-i mulțumim așa, că să-i mulțumim. M-a pus împreună. Doi prieteni ne-au pus împreună cu domnia voastră, care sunteți o doamnă foarte, cum să spun, foarte cultă, în primul rând. Aparențele înșeală, domnule. Nu, nu, nu. Este foarte greu să mai găsești oameni de cultură sau oameni culți în țara aceasta. M-am speriat că am văzut atâta ca și la, în partea cealaltă a vestului, să știți că și americanii plâng din cauza aceasta, că au pierdut oamenii de cultură. Pornim să răm de la prieten. Vreau să vă spun că am un prieten avocat, Titus Pânu, un lord, care mi-a spus așa, nu voi uita niciodată, la începutul carierei mele de gazetar, acum aproape 30 de ani, mi-a spus așa, dacă pierd tot, pentru că are un confort financiar, nu e nici bizon, dar nu e nici javră de mahala, e câine de lux. El înțelege ce vreau să spun. Drăguță, comparație. Așa. Și mi-a spus, dacă voi pierde tot astăzi, mă descurc. Am prieteni. Înțeleaptă vorbă. Cred că atunci n-am înțeles-o bine. Poate că acum, dacă înțeleg. Sau, mă rog, cred eu că înțeleg. Ne întoarcem la actorul de comedie. Nici nu știu cum îndrăznesc să stau alături.
Vă rog. Da. Da. În cariera mea artistică, eu am început de aici, din Brașov, la Teatrul Muzical Gheorghe Dima. Așa. Unde am format un trio care a fost primul trio din România care a cântat un an la radio în continuu. Ce s-a întâmplat? Noi muzică și text, nu balamuc. Nu, nu e numai asta. Noi am ascultat o melodie, că știți că era interzis în America, în România. Mă scuzați, în România să asculți muzică din vest. Și ascultând muzică din vest, mă spune și comedia de aici, partea comică a ascultării muzicii din vest, s-a ascultat cu pătura la geam și unul stătea pe stradă să vadă dacă vine un milițian. Ca la bombardament, cu pătura în geam. Și am ascultat o melodie a grupului The Brothers, frații se chemau, care se numea Greenfields. Băi, și n-am cântat-o la teatru în engleză și a spus, băi, nu o să vă lase să vă cântați nici pe scenă, nicăieri. Grigorie au venit la spectacolul nostru, trio Grigoriu Macarale, și le-a plăcut de trio alpin și a spus, băi, noi vă luăm la București, la Tănase. E? Și noi ne-am spus, băi, putem să cântăm și noi ăsta? Zic, nu. Și ne-am dus la radio, le-am explicat ce cântăm și a spus, vreți să cântați, traduceți în limba română și aveți voie. Și în 63 am fost prima formație română de trio vocal care a cântat Greenfields în română. Știu câte frunze s-au ofilit din seara în care noi doi ne-am despărțit. Și am mers pe radio un an de zile. Toată lumea, Greenfields, vrea, Greenfields, știau de Greenfields. Dar scriau câmpiile vers. Cânta trio alpin, câmpiile vers, câmpiile... Și de-a lui Grigoriu cântam. Dacă nu te văd o zi, tatăl nu dă ce puse cu Beatles-ul. Da. Și după care am fost agățat de tovarășii noștri cu epoleți, că ai vrut să fugi de armată. În 65-66 m-au luat de pe stradă și m-au trimis la Roman. După armată, asta e istoria adevărată ce vă spun. Pot să spun. Dar sigur că da. Spune-mi ce vreau. După istoria asta adevărată, la infermerie, toți băieții cu carte se întâlneau la infermerie. Mai avem una mică, mai ciupim ceva, mai... Și vorbim, mă, dar n-am putea să schimbăm și noi ceva în țara asta, mă, că suntem băieți deștepți, mă, să facem niște note, să le trimitem la oamenii din guvern, să... Unul singur nu spunea nimic. Ăsta era nepotul generalului Heroiu. Care probabil a scris o poezioară la băieții și când am terminat armata a treia zi, au intrat băieții și m-au luat din cameră, din casă. A arestat corul, au arestat pe băieții de brigada artistică, eu făceam și acolo brigada artistică. Și după un an de zile, pentru că am avut educație franceză din familie, m-au băgat la Malmaison. Și un an de zile am avut noroc că au intrat tovarășii sovietici în Ceoslovacia și atunci Ceaușescu a început să țipe, că rușine, că armata sovietică să atace o altă țară comunistă și mi-au dat drumul. Dar m-au urmărit în timp. Și într-o zi m-a chemat vara mea. Mihai, mi-a fugit unul din sextetul cantabil. Nu vrei să-i trizi sextet, că tu știi și gitară, mai faci și o comedie, ceva? Și m-a băgat în sextetul cantabil. După 6 ani, stimată doamnă, s-a întâmplat că unul de la securitate se intre în radio și m-a văzut. Și i-a spus, de la afară. De ce? Ăsta a fost arestat. Mai trăiește? Bipedul. Nu cred. Nu cred. Și atunci era mort. Și atunci dar era nu știa mort. El. Dar l-am recunoscut după cravată, după ciorap gri și pantofi ascuțiți. Și am zburat. În 78 a fugit Mircea Mihalache din sextet. Pe urmă, vara mea, disperată că îi făceau mizerie tovarășii de la partid, s-a măritat cu un armean și a fugit și aia. Și în 78, la sfârșitul 78, am plecat eu. Nu mai puteam să suport. Mă dădeau afară și din restaurante, dacă făceam orice. Deci iată, 40 de ani anul acesta. Da, da. Nu mi-am dat seama. Nici nu știu ce să vă spun. Mulți înainte... Nu. Nu? Nu. Acolo? Iubesc țara. Vreau să viu aici. Aici sunt părinții mei îngropați. Și vreau să viu în țara asta pe care o iubesc de spus de mult și îmi plăcea orașul Brașov care încet, încet, dar înflorește. E greu, dar se ridică așa.
din cenușa lui. Din cenușa lui de cultură, doamnă. Că dacă ieșai pe Republicii, pe vremea mea, când eram în liceu, am auzit, domnule, am auzit o poezie, Vasile Militaru, ai auzit de el? Da. Și am auzit altă poezie. Măi, și am auzit de Mircea Eliade, ai cumva un Mircea Eliade? Da, am, dă-mi și mie, ia și ții, și uite, așa era. Seara ne întâlneam și ne schimbam cărți. Și citeam, dă-mi plesnea capul. Am un prieten care a citit Biblioteca Centrală a Brașovului în trei limbi, maghiară, română și germană. Polivitamine. 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 Renunța să meargă cu noi în excursie sau pe tâmpa să ne făceam concurs care ajunge cel mai repede sus, de drept, pieptiș așa. Și ăsta nu, renunța, stătea cu cărțile mână și buchițea de nebunul. Hai mă, lasă-mă cartea, nu vezi că cât cartea de telefon, nu contează. Era gând, dar citea. Dar știa și istorie și învăța. Cine era acest? Günter Schwarz, un jumate neam, jumate român. Un cap așa, avea capul mai mare decât pantofilul la picioare. Da? Și simpatic în orice caz, dar nu a vrut să meargă cu noi în excursie, prefera să citească. Și lua câte trei cărți de la bibliotecă și le mânca cu pâine. Ăștia sunt oameni care mănâncă pâine cu carte, cum s-ar zice. Da, și astăzi abonați la bibliotecă, dar mai puțin, pentru că da, dacă da. Sunt analfabeți funcțional, așa spunem noi acum. Adică el știe să citească, dar nu înțelege ce a citit. Așa mă, eu sunt America cam și așa. Cum ați spus dumneavoastră. M-a spus dumneavoastră, m-a băgat. 78 ați plecat. Cum ați izbutit să plecați? Am intrat la ambasada americană într-o viteză ce nu s-a dovedit. M-a Speedy Gonzales, vedeți? Dacă ați fost în ascensiune. Am intrat acolo și consulul sau viceconsulul a deschis steagul, zice, do you know English? I said, from Beatles. Și a deschis steagul și m-a pus să jur. I pledge allegiance to the flag of the United States, după Biblie comună, da. Și repetam după el. Și la urmă a luat o hârtie așa pătrată, a chemat-o, probabil ambasadoarea, că era ambasadoare pe vremea aia. Zice, translate this please, i-am dat o depoziție, că m-am fost luat, ce-am suferit aici. În sfârșit, mi-a dat hârtia aia și când am ieșit afară, doamnă, o mână pe spate. Stui! Zic, ia mâna de pe mine. Nu stau că plec. Zice, ia mâna de pe mine. Zice, de ce? Și vorbea în ochi-tochi. Tu ești un colonel. Are o hârtie pe care scrie protejat de ambasada Statelor Unite. Și ia mâna de pe el. Și am plecat. De trei ori mi-a luat viza, m-a lăsat o gitară și un geamantan am avut când am ajuns în America. Avere. Asta e o avere deja. Nimic, o gitară. Și am fost de la contabil, am lucrat la o companie italiană, că vorbeam limba bine, vorbeam și franceză. Eu am vorbit în franceză cu el când mă aștepta aeroportul, un civil, un fel de, ce zici minte, că aveați un serial cu Colombo. A, da. Așa arăta ăla. Și you are free now. Avea privirea lui Băsescu cu Colombo, dar era tare ăla. Dar n-avea ochi de sticlă. Nici Băsescu n-are, le are pe amândoi, dar mă, că... Săracul. Fie la el acolo. Săracul. De ce nu s-a făcut detectiv? N-a fost detectiv 10 ani. Ah, am știut. 10 ani a fost. Am făcut cam de toate acolo. Am fost și security, la VAM am lucrat. Am lucrat la o fabrică de mobilă pentru că a fost concurs. Am înțeles. Concurs de finisaj și refinisaj, antichități și mobile fine. Actor de comedie. Da, moștenind de la mama Penelu. M-am dus și n-am mai fost pe scenă de 40 de ani, vă dați seama. Acum sunt în fața dumneavoastră, asta e scena vieții transmisă pe ecranul dumneavoastră. Impresionant. Și vreau să mă întorc pe scenă la Brașov, să fac iarăși lumea să râdă. Cât am pierdut 40 de ani. Da. Ne-ați văduvit de mari bucurii și de nobilare prin absență, dar faptul că ne promiteți că reveniți e un premiu pe care nu știu dacă îl merităm, dar mă rog, ne bucurăm, da. Și îl aplaudăm. Românii îl merită, pentru că eu îmi iubesc România și românii.
N-am uitat România și românii. Și chiar acolo m-am certat cu o doamnă într-o zi că îl plesnea pe un copil. Ați izbutit să vă certați cu o doamnă? Da, nu știu e dacă greu, era doamnă. E greu. Nu știu dacă era doamnă. Zice, ce vorbești românește? Să uiți limba asta. Și spus, doamnă. E în ADN. Cucoană, dar să poate să pleznești copilul pentru asta? Dar lăsați că limba noastră e frumoasă, limba dulce și înțeleaptă. Este cea mai bogată limbă din Europa. E în ADN-ul nostru. Nu, dar Europa a fost înaintea Europei. Noi suntem Europa înaintea Europei, nu? Noi am învățat pe italien latină. Da, și nu mă credeți că sicilienii de acolo vorbesc dialect ca la noi, ca în România. Să le trăiască. Da, ori am fost colonizați aici, pe aici, aruncați de Traian sau probabil. Da, e o mixtură interesantă. Soția mea lucrează în, cum spuneți dumneavoastră aici, la case, la imobiliare. Am înțeles. Și avea o prietenă care închiriază. Ea are niște căsuțe mici și le închiriază, că i-a murit și soțul și, nu știu, băiatul unde a plecat și a rămas cu niște case goale și atunci le închiriază. Acolo? Acolo, în America. Și într-o zi mă ia să-i repar cabinetele de la bucătărie, că eu fiind cu cabinetrie și cu de-astea, deschide geamul și acolo sunt nervoși ca și la dumneavoastră, deschide geamul la mașină și se înjură. Dar ea deschide geamul și a spus, mișcă-te! Și eu nebunit, you speak Romanian? Nu, siciliană! În siciliană, mișcă-te, la fel ca la noi! A fost simpatică și i-am cântat că avea orgă în casă și a început să fie prietenă cu noi, cu familia mea. Și mă chema să-i mai repar câte un pat care copiii îl zdrăleau sau îi făceau o zgârietură. Ea e foarte simandicoasă să-i repar asta, oglinda și tot felul de zgârieturi pe în casă. Și așa mi-am dat seama că siciliana are foarte multe cuvinte românești sau invers. Da. Românii. Păi da. Noi l-avem pe Bălcescu. Asta rămâne pentru lingviști. Noi l-avem dar pe Bălcescu. Dar cine recunoaște pe Bălcescu? L-avem... Nici măcar pe suta de lei nu mai e Bălcescu. L-avem acolo îngropat la Palermo. E, da. Bălcescu. Da, e trist. Și vinul sicilian seamănă cu al nostru extraordinar de mult. Ei, da, viță... Viță veche. Viță... A murit un drag, să rămân. A murit un drag, viță veche. Aoleo, păi ar trebui să stăm mult de vorbă să moară toți dragi. Foarte bine, foarte bine. Așa. Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, ne întoarcem la șederea dumneavoastră acolo, care presupun că a fost poate și veselă și tristă. Și veselă și tristă. Da? Și da. Veselă și tristă. Cu experiența de acasă, cu experiența de acolo, uite, așa îmi vine mie să vă întreb acum, poate că mai învăț și eu ceva. Cum izbutim să imbecilizăm masele? Foarte simplu. Tatăl meu, care a murit în 81 aici, am scos-o pe mama. Dumnezeu să-l odihnească. Am scos-o pe mama și am avut meritul să o scos și să o țin până la vârsta de 102 ani. Acolo. Dar asculta de doctor. Dacă îi spunea doctorul, faci 110 pași pe zi, ea făcea 110 pași pe zi. Dacă ne doare acolo, faci asta. Dacă ne doare acolo, faci asta. Și am dus-o și la un club de oameni în vârstă. Acolo sunt niște cluburi ca să nu-i lase să facă... Să se împrietenească cu Alzheimer. Cu Alzheimer? Uh-huh. Ce aveam și noi, dar și avem și noi în America bancul. Yeah. John! Where is that guy? He hide my shoes. What's his name? Alzheimer. Alzheimer. Call here. Și da. L-avem și noi bancul ăsta acolo. Americanii sunt oameni glumeți, să știți, numai să nu-i calci pe coadă. Mai au coadă? Mai au. Le sare muștarul, ați văzut. Da. Dar nu este numai noi asta. Noi nu mai avem coadă, de aceea am întrebat. Ah, da, ne-am tras din maimuță. Și îl întrebam pe tata, măi tată, cum e cu problema asta cu prostimea și care să... Zice, mă, dacă prostia ar durea, mulți ar umbla legați la cap și alții ar muri la naștere. Iar cu distrugerea, cum ați întrebat dumneavoastră, și cu incultura care se propagă, asta este mai dureros. Pentru că o națiune o poți distruge fără sabie, fără mitralieră și fără atac și fără... Distrugi familia și s-a dezmembrat națiunea. Ei, asta eu nu vreau să se întâmple cu națiunea mea pentru că o iubesc. Și în durerea mea am scris foarte multă muzică
românească de calitate. De ce? Pentru că aici în București eram vecin cu Radu Șerban, care mi-a arătat niște armonii, mi-a arătat niște chestii și spunea: mă, Mihai, dacă scrii vreodată în viața ta, să nu scrii cantitate, scrie calitate. În afară de asta, unchiul meu, din partea lui tata, Mihailescu Toscani, a făcut opera română din București. Din banii lui, cu prietenii, au cântat pe vremuri la restaurante și la sticla de șampanie. Cine mai vrea să pună 5 lei? Domnilor, era bine și s-au adunat bani de s-a făcut opera română. Dumitru Mihailescu Toscani, marele tenor. S-a însurat cu mătușa mea Ionescu, doamna Aglaia Ionescu, care era corepetitoare la... Ce prenume frumos, Aglaia. Aglaia, da. Ce rezonant. Deci s-a studiat în Germania și a fost prima actriță română care a jucat în filmele mute în 1924 la UFA Berlin, că nu era DEFA Berlin, UFA Berlin. Și s-a îndrăgostit un mare regizor de dânsa și a venit cu, cum se cheamă, cu pachetul de la regizorul ăla, care s-a numit Ionescu Vova Vladimir de la Radio Televiziunea Română, care a lucrat 50 de ani în radio. Noapte de noapte. Făcător de radio. Da, a fost premiat, a fost, i-a făcut, nu știu, centenar sau nu știu ce, 50 de ani de muncă în radio. Și a doua a fost Maranda Toscani. Și n-a botezat-o el, n-a botezat-o nici maică-sa, a botezat-o doctorul, că el deja scrisese Smaranda. Iar lui Toscani, Smaranda e cea mai frumoasă din satul de peste ouă. Și când s-a născut, doctorul a spus: și asta e Smaranda lui Toscani. Și tatea Glaia: ce, nu-i băiat, ce, nu, e fată, Smaranda. Și ea a condus sextetul cantabil. Noroc că nu, era, nu s-a întâmplat în vremurile acestea, că spunea: nu-i băiat, nu-i băiat, dar poate fi. Trăim vremuri interesante, da, dar nu, da. Nu vreau să alterăm acest dialog. Nu ne băgăm în viața lor. Nu ne băgăm. Se eu, bagă ei destul știți în propriu. Ce era în America? În ce America era un român care cânta așa: că tot ce românesc nu pierde și nici nu va pieri. Da-ți mai arde, deci vine să fugi din lume și ce frumos. Ce? Și a murit acolo, a murit la New York. Da. Dar n-a murit degeaba. Nu. Asta e important. Dar numai un pic să comunic. Românul știe să învingă tot ce-i greu. El crede în dreptatea lui și în Dumnezeu. Ah, e frumos. Păi noi credem în dreptate și în Dumnezeu, dar uite că s-au întors vremurile și... M-ați auzit ce spune omul ăsta? El crede în dreptatea lui și în Dumnezeu. No, credem, suntem un pic săriți de pe axă, vremelnic, sper eu, o parte dintre noi suntem săriți un pic de pe axă. Știți ce se întâmplă? Dacă intelectualii din țara asta ar aduna tineretul să le explice ruptura dintre... Asta mi-a spus taică-mă, fiți atenți că o să va fi o mare greșeală ruptura dintre generații. Aveți dreptate. Să știți că așa este. Ruptura dintre generații... Din totdeauna au fost diferențe. Fiecare generație spunea crede că e mai deșteaptă undeva, decât undeva când începea să se coacă din punct de vedere vârstă. Așa. Cea, pe vremea mea, da. Din totdeauna au fost aceste aspecte, da. Ceea ce este foarte bine. Asta înseamnă evoluție, nu-i așa? Dar nu întoarcem spatele dar la dumneavoastră, acum, la cuvântul dumneavoastră pe vremea mea. Ce contează? Dar acum, ce câți ani ai? Mai ales dacă tu ești la angajare. Nu acum, mai e de mult, nu contează. Mm-hmm. Păi că 40. Pardon. Nu mai e. Dar ei nu țin cont de spiritul omului dacă ești tânăr aici și aici. Ferească Dumnezeu de spirit. N-au nevoie de oameni cu spirit nu, aceste vremuri. Dar ne revenim. Uite, aici ne putem reveni acum. Cu dumneavoastră, alături de dumneavoastră, mereu alături de dumneavoastră, că știți că așa este. Dar... Reînviere, regenerare, toate sunt cu re. Asta e o gamă care îmi place mie să continue. Da, mare lucru. Prin urmare, după o ședere de 4 decenii, da, ce înseamnă? Cred că așa au trecut, nu? Așa au trecut. Nici banii nu m-au făcut, nici eu n-am făcut averi.
cei care au crezut eu, printre în asta. Altele, știu puține, dar fix, așa. Anii și banii sunt doar niște convenții. Am spus asta și o să o repet, pentru ca să înțelegem toți. Cine aleargă după bani fără măsură, e perdant. A pierdut contactul și cu viața proprie, s-a terminat. Dom'le, trebuie să avem, să trăim civilizat, să ne nobilăm, să ne... Da, banii se duc, averile se duc. Marea avere este doar aceea a acumulărilor, nu? Exact. Și afectivul. Așa. Când ai prieteni, când ai... Nu? Dar dumneavoastră știți mult mai bine. Nu știu cum am îndrăznit să spun eu așa ceva. Prin urmare, după o ședere de 40 de ani, știți cum spunem noi, suntem interesanți, așa, peste baltă. Băi, Edita, mai... Da, eu n-am trecut în not. Slavă Domnului! Da. Vreau să-i mulțumesc în această emisiune domnului Gabriel Stan, care este un mare artist, care a reușit să mă pună în contact cu dumneavoastră și lui Mihai Pantelimonescu și la toți care au fost la dânsul în office, în galeria dânsului și care mi-a făcut o mare plăcere după 40 de ani să mă întâlnesc cu un pic de societate culturală, cum s-a zice. Care Gabi Stan e fix în fața mea, dar dintr-o mare noblețe, în ultima vreme și alături de prietenul nostru Zoli, dintr-o mare noblețe stă ceva mai la o parte, așa cum spunea domnul Titulescu. Ceva mai la o parte, are cultul prietenii, am mai spus asta de nu știu câte ori. Mm-hmm. Da, aici stă acolo și nu pentru a ne supraveghea, ci pentru a ne bucura împreună. Aveți knowledge, cum se zice în America, aveți cunoștință despre Titulescu. E, da. Știți ce a spus? Noi nu trebuie să dispărem ca națiune, este păcat. De ce? Pentru că Titulescu, la Organizația Națiunilor Unite, când a fost trimis acolo ca ambasador, a spus așa. Nu era Organizația Națiunilor Unite, cum era înainte... Liga Națiunilor Unite. La Liga Națiunilor Unite. Avem un prieten acolo, dar nu am primit permisiunea să spun da. Cine este și da. Nu. Titulescu s-a ridicat și a spus am să vă spun acum o frază românească pe care toată lumea o să înțeleagă, cei care au piramida latină, cum se cheamă, fundamentul limbii latine. România este sentinela Europei în Est. Cu așa un diplomat, da. Îmi cer permisiunea pentru o paranteză. Vă rog. Nu pot. Dacă am vorbit de Titulescu, v-am mai spus asta. Da. Rușine. Îmi este mie și să ne fie tuturor brașovenilor. Și mai ales celor care slujesc la, eu îi spun, Catedrala Sfântul Nicolae. Mormântul domnului Nicolae Titulescu, am spus-o de câteva ori, este în paragină. Câteva coroane uscate, depuse atunci, cu mare fast, cu toată presa, cu prezențe notabile. Acolo au rămas, nu le-a nimeni. Marmura de pe mormânt este neagră și se vede lesne praful. Acolo s-a înmolit, nu ai praf, rușine. Da, am avut un eveniment și nu am putut, că am promis, dar voi merge acolo și însoțită și dăm cu niște var pe borduri, pe copaci, mai strângem un gunoi, mai strângem un pet, mai strângem ceva, mai lustruim un pic acolo la căpătâiul domnului Titulescu. Câtă nevoie avem de domnul Titulescu astăzi. Da, în fine, am încheiat paranteza, da, vreau să mă iertați. Vorbim de mormânt. Nu pot dacă vorbim și de mormânt și vorbim și de mormântul unchiului meu. Mătușa mea avea flebită și nu se mai putea mișca. Așa. Și m-a trimis la cimitir să văd mormântul. Mormântul Toscanii. Și i-am spus, zic, știi, tante Aglaia, zic, e marmura îngălbenită și asta. Zice, Mihai, poți să faci ceva? Zic, da. Și am vorbit cu un ăsta, marmură, sculptor de marmură și ăsta. Uh-huh. Pe mormântul unchiului meu se află poezia lui Șteo Iosif, pe care el a scris o melodie. Adică au săpat notele în loc să le scoată în bazorelief. Uh-huh. Le-au săpat. Uh-huh. Și a intrat mizerie și asta. Și am vorbit cu un ăsta, sculptor de morminte și mi-a spus că da, marmora, deci este un șmirgă special pe care poți să-l uzezi ca să cureți marmora.
Am luat șmirghele, am luat culori, negru și aur, că jos e o harpă de aur, doamne, și am reparat mormântul. Am scris toate notele cu negru și portativele și se află la Belu, mormântul lui, și este poezia lui Steo Iosif, o, Doamne, câte ți-am cerut și ce mi-ai dat în schimb tu mie, potop de chin de la început și abia un dram de bucurie. Ce frumos, da, la Belu, câți în fine. Ah, câți de ai noștri sunt acolo, mari intelectuali, doamnă. Marile valori ale neamului. Eu când mă duc și Lutănase aprind lumânare, că m-a învățat să fac lumea să râdă. Dar dacă noi ne ducem la București, ne ducem la shopping, ce să cauți la Belu? La Belu și la Eminescu, să-i pui și la Eminescu lumânare. Și la picioarele domnului Eminescu este domnul Nichita Stănescu. Nu numai asta. Care spune așa... Despre Eminescu, vă rog în genunchi să-l iubiți. Da? Și s-a culcat la picioarele lui Eminescu, fix în continuarea mormântului. Da. Senzațional. Și alături este Nicolae Labiș, aruncat sub tramvai, care știe toată lumea. Da, știe toată lumea. Și ceva mai... Uite, am ajuns la Belu. Gata, cu asta închei. Undeva la două rânduri în spatele domnului Eminescu există doamna Paula Iacob, o știți, avocata. Da. Așa. Domne, a fost o valoare femeia aceasta. O valoare, un om, un, nu știu. Dar a fost un meseriaș, a fost un om de valoare, un bun camarad, am înțeles. Știți cine? Avocata Paula Iacob, care a fost avocata apărătoarea lui Nicu Ceaușescu. A plecat la stele, că ne vine rândul tuturor. Dom'le, și e la două rânduri mai încolo de domnul Eminescu. A zis, dom'le, nu, oricâți bani ai avea, nu poți să cumperi șederea veșnică la căpătâiul lui Eminescu. Nu se face, nu le amesteci. Ce căutat acolo? Nu ia, săraca, Dumnezeu să o odihnească. În fine, vai, mi-a căzut părul în ochi. Știți ce se întâmplă? Tata zicea, fii atent că gelozia și prostia merg mână în mână. Da. Ferește-te de gelozie. Păi, un om inteligent nu este. Și stai, și mi spunea, stai alături de preoți, că sunt foarte rari. Popii sunt destui. Voilà. Eu nu sunt popă, eu sunt popa. E, o mare diferență. Eu nu sunt Escu, aici e. Aha. A, nu? E bine? Da. Nu sunt Escu. Da? Și nici nu o să fiu Escu. M-ați înțeles dumneavoastră ce am zis. S-a întâmplat cu un american care a venit în România și e ușor în România. Și zice, easy, Escu, Popescu, Vasilescu. Escu, și a citit, a Mihai Vitezescu. Totul e cu Escu, nu? Escu, da. Da. Da, eu nu sunt Escu, prin urmare nici... Doamne, am avut genii pe care noi le-am pierdut, right? Am ratat genii în, da? Ultimii, în ultimele decenii, pentru că ați plecat de acasă, poate și pentru asta. Am să mă întorc să fac lumea să râdă, pentru că scriu acum un spectacol în limba română. E în firea românului să râdă de prostie. Bun, spuneam sau nu spuneam de prostie, dar tot m-am gândit la ea. Prostia, cum scăpăm de prostie? Probabil că scăpăm prin muzică, prin comedie, prin acumulări, nu așa, dar nu cele materiale. Și întâlniri cu oamenii culți. Oameni de spirit. Oameni de spirit, oameni culți, întâlniri între dumnealor și tineretul adunat împrejurul lor. De ce spun asta? Pentru că am fost impresionat la lacrimi. Soția mea este din Indonezia. Să vă trăiască. Și am fost cu dânsa în satele din Indonezia. Mi-a spus, vreau să văd arta la țărani, la voi, cum este, la fel, dacă ești ca și la noi, arta populară. Doamnă, satul are copii care îi trimite lângă un bătrân și bătrânul ăla îi învață. Ori să cânte cu instrumente vechi, antice, care le-au ei, muzică de-asta, țimbale, alt bătrân îi învață să sculpteze. Copiii stau în jurul lui și numai el are dalta și ciocanul, nu, și le arată. Uite că se sculptează o maimuță, așa. Altul sculptează nucă de cocos. Și copiii, uite, așa sunt. Absorb. Sau altul îi învață să picteze cu băți de bambus cu tuș. Vă rog să mă iertați, trebuie să spun
Ce gândesc și continuăm. Mă rog. La noi maimuțele se cioplesc prin parlament, prin guvern, peste tot. Întrebarea mea umilă, cum au ajuns acolo? Eșaloanele 1, 2, plin de maimuțe, cioplite, necioplite. Cum au ajuns acolo? Paranteza, gata, ne întoarcem. Cum au ajuns acolo, doamne? Cum au ajuns acolo? Întrebarea mea este cum au ajuns să conducă. Pentru că noi încet, încet am fost tot mai anesteziați și... Vedeți, unii din președinți la noi au fost oameni de business, cum e actualul Trump, care este un om de business. Yes. Adică business înseamnă un om de afaceri care știe în ce investește. A refuzat salariul de la guvern. El nu ia salariul de la guvern. Știați? Sigur că știam. A, știați. Înseamnă că sunteți o doamnă elevată. Nu da. Sunt elevată, dar trebuie să mă informez, să nu mă duc prostie aici. Așa, 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 așa este. Da, mulți au zis că... Și acum sunt mulți anti-Trump. Habar n-au ce spun. Habar n-au ce spun. Am un prieten care a fost arhitect în America, român, și a lucrat pentru el. I-a făcut vreo 3-4 blocuri. E cumva alături de noi prietenul? Nu, e mai departe, așa. Da, puțin. Da. Știți de ce vorbim atâtea prostii? Pentru că nu ne informăm. Ne informăm pe cale orală. Dacă l-auzim pe Ghiță că spune, bă, Trump, cine e ăla, mă? O nenorocit, cu meșă, cu așa, cu... Habar n-are ce. Doamne... Dacă ieșea doamna Clinton, eu o să le spun direct, că nu am nicio reținere. Dacă ieșea doamna Clinton, cred că era dezastru pe planetă. Nu numai era asta. Era o catastrofă. Dacă nu era încă un război planetar, doamne, nu planetar. Da, aveți dreptate. Mondial. Aici aveți dreptate. Am greșit, nu mai fac. Pentru că domnul Clinton nu asculta decât de ea și i-a spus bombardează-i pe sârbi, da, Belgrad, bombe, a dat cu bombe în Belgrad și au sărit geamurile la Timișoara. Vă dați seama ce cantitate de bombe au dat acolo. Dacă ea nu-i spunea să dea cu bombe, ea era cu împinsul. Dă cu bombe, dă cu bombe acolo. Dă. Asta știu de la niște prieteni care lucrau ca... Cum se cheamă? Ca șofer la limuz. Da, da. Fie la ei acolo. Să fie Trump. A furat și acum este în, știți că este în cercetări. A avut probleme și cu e-mail-urile, i-au găbuit în toate felurile. Dar cu casa aia care au abstenție. Cine s-a putut întâlni și cine ar fi crezut vreodată că președintele Statelor Unite ale Americii va avea o întâlnire cu... Da, cu președintele Coreei de Nord. Nebunul Coreei. Da? Cine ar fi crezut? Doamne. L-a dus acolo și a stat de la... Știe să negocieze, știe să... Nu numai asta. Știți ce a făcut? A adus din China acum companii care acolo făceau, vorba aia, niște lucruri mizerabile și le vindeau scump în America. Și a spus, nu, aducem în companie aici și facem lucruri ca lumea. Suntem mândri să scrie pe el Made in USA. Da. Numai din China, că nu faci nimic cu China acolo. Șuruburi de aluminiu. Îl bagi jumate și crapă când rămâne drilul pe jumate. Eu știu să facă și lucruri bune, dar pe mapamont dau numai... Da. Și i-au prins cu niște porcării, ca să vă spun ce au făcut. Au vrut să o trăvească poporul american. Au făcut pastile de gips și de ciment. Și le-au vândut ca pastile de cum se cheamă? Dacă ne-o fi dat și nouă de aia, suntem așa constipați. Că o fi mâncat noi pastile de alea, abar n-am avut. Da, ciment. I-a prins și China i-a judecat și bineînțeles că la ei se execută. Ultima chestie care am văzut-o în America este că s-au săturat de droguri chinezii și capturează pe ăștia cu drogurile din alte țări, îi duce în China și execută ei. Da, păi... Obișnuiți cu activitatea. Trump când a aruncat pe ăștia înapoi, că ultimii care au venit acolo, au prins pe copiii care au venit cu și familiile care nu erau rude, aveau centuri cu droguri, că erau... Da, la noi sunt pe mese, mai ales în capitală, în cluburi, sunt la vedere și drogurile, dar nu ne mai interesează. Și la ce ajută? Ajută foarte mult la distrugerea creierului uman. De aceea ajungem unde ajungem. Așa este. Mihai Ionescu Cămărașu. Stimate domn, am îmbătrânit și s-ar putea să uit până la finalul acestei întâlniri. Mai avem circa 15 minute. Vorbiți-mi, vă rog frumos, despre celula 13. Ați auzit de celula 13? Este una din cărțile care am scris prima dată. Mi-am dat seama că s-ar putea să scriu.
e păcat să nu scriu adevărul. Că taică mi-a spus, bă, dacă scriu odată ceva, nu scrie minciuni. Cuvântul scris rămâne. Da, scripta rămâne. Și m-am apucat să scriu celula 13, timpul care eu l-am petrecut la arestul securității statului. Unde am cunoscut niște intelectuali care, săracii, n-aveau nicio vină. 15 ani i-a dat unui... pentru dacă că... avea o vină, nu ajungeau acolo. Da, sigur. O vină că n-au fost... El lucra la comerț exterior și n-au fost toate vacile de 485 de kilograme. Păi cum să fie toate vacile la fel, mă? Una e mai slabă, una e mai grasă. Și le-a dat la italieni, una mai slabă, una mai grasă. Și i-a dat 15 ani. Păi că nu le-au dat pastile cu ciment. Da, vitaminele. Vitaminele care veneau la noi erau... Oamenii s-au reclamat și... Unde găsim cartea asta? Nu o reeditați? E la librăria Mihai Eminescu, s-ar putea să mai fie, sau la editura Ana Marol. Ana Marol. Puteți să scrieți editura Ana Marol și asta. Și după, în 2013 s-a prezentat celula 13 la Biblioteca Metropolitană din București. Și o lansare la Brașov. Doamne, mi-am dat seama că nu numai pe scenă se poate râde. A adus o actriță, doamna, de la editura Marol, să citească din carte. Și când a început să citească din carte, m-a apucat un râs isteric. Cum am putut să zic eu asemenea trăsnei? Că am scris chestii întâmplate în... Trăite. Trăite și trăsnei trăite. Trăsnei în arestul securității. Și metabolizate, statului. Pentru că altfel nu puteau fi scrise. Da. Trăite în arestul securității statului. Am stat cu un erou național, așa îl consideram, care a fost rănit pe pământul nostru în al doilea război mondial. Și pentru că te persecutau gardierii întotdeauna. Zic, hai să ne batem joc de ei. Știi să faci pantomimă? Eu din teatru. El zice, da. Uite, ne întoarcem cu spatele către ușa și pe vizeta pe care ne controlau băieții, ne facem că facem cu croșetele ceva, croșetăm. Zic, ai înțeles? Ce? Da, i-a plăcut imediat. Ne-am întors și am început să... Ăla a deschis vizeta. Polițaiul zice, ce faceți? Și mai, croșetăm. Și am auzit târlici, că aveau toți târlici cu pâslă, pe hol. Am început să mișune. S-au dus la chema pe comandant. Și la urlând pe hol, auzeam că vine. Cine l-a dat Andrele? Cât de imbecil poți să fii să dai la niște oameni arestați de securitate Andrele? La celula? Și celula 13 a rămas de groază cartea asta. După care am cât scris, a stat un an? Da. După care am scris 5 schițe, am mai scris 5 schițe și următoarele 5 schițe care le-am publicat acum. Și am fost la București să-mi prezint cartea și tatăl meu, înainte de a muri, a scris o carte foarte interesantă pe care o să-i o trimit domnului Gabriel Stan să o reediteze, pentru că a fost reeditată în fugă. Știți cum sunt românii, hai că câștia mai iau banii lui ăsta și fac. Și s-a făcut în puchinoasă, așa, litere de găină, nici aia nu le vede. Și am să-i o dau să o reediteze dânsul, pentru că este viața lui Constantin cel Mare și a împărătesei mamă Elena. Și începe în latină. In sic hos, in sic hos signo vinces. Sub acest semn vei învinge. Și este o lucrare care au citit-o preoți adevărat și au ținut niște predici fantastice după asta. Pentru că acolo s-a terminat cu crucificarea. Viața lui Constantin cel Mare. El a oprit. Vă rog să-mi iertați. Da. El a oprit crucificările. Și taică m-a studiat. A studiat teologie. Vorbiți-mi despre tatăl. Da. A studiat teologie, a studiat filozofie, a fost șeful bursei din Galați și primar în timpul războiului 40-44 al Galațului. Și cu toate studiile lui am mai făcut parte și din frățiile de cruce. Ce frumos era frățiile de cruce. Se făceau frați de cruce, dar cei care credeau în Dumnezeu și care învățau bine, nu... Cum spunea Țuțea, între Dumnezeu și neamul meu. A. Da, săracu. Săracu. Am stat 15 ani pe o națiune de cretini. Da. Nu e adevărat. Nu săracul Țuțea, săracii de noi. Nu e adevărat, n-a stat pentru națiune, decât sacrificiul lor într-o zi... A spus-o și el într-un moment de
mânie, nu? Pe... Sacrificiul lui, sacrificiul lor într-o zi va fi ridicat la nivelul care trebuia să fie. Da, dar sacrificiul lor trebuia să ne nobileze pe noi și... Tata a stat 16 ani la institutul de, la facultatea din Aiud. Am înțeles. Lângă tatăl meu a murit Istrate Micescu, primul procuror al României, Vasile Militaru, a fost și Sfântul Arsenie Boca pe acolo și taică-l mi-a spus ceva de la Arsenie Boca. Ferește-ți capul de răceală și prostie. Asta e foarte periculos. Periculos. Da. Da, uite, fac o mărturisire și tatăl meu a stat pe acolo și n-a stat. La ce institut? La ce institut? A fost prin multe. Da, de aceea a și plecat când eu aveam un an și jumătate. Că-i plimbau, nu-i țineau într-un loc. Da. Și pe mama. În fine. A ținut un, pe scaun un an, la, adică într-un an a ținut-o de două ori pe scaun noaptea, toată noaptea. Și trecea legionar pe în fața ei, parcă ea îi cunoștea pe toți legionarii și nu-i cunosc, doamne. Au fost în casă la bărbat, da, a fost, că e interzis să vorbim despre legionari, dar e istoria noastră. Dar... e istoria noastră. Doamne, face mă parte scuzați că noastră. Vreau să apostrofez pe cei care spun să nu vorbim de legionari. În America a venit un evreu care a fost salvat de un român în închisoare. Și-a dat medicamentele lui pentru el și el a murit. Da, eu nu am apucat să cunosc persoanele. Și acest, nu voi spune acest cine. Acest evreu, da, eu știu cine a fost. Și acest evreu s-a ridicat în fața Congresului American și a făcut mărturisire. Și a spus așa, s-a dezbrăcat, le-a arătat torturile comuniste. A spus... și numărul de înregistrare? De cum se cheamă? Număr matricol sau cum se cheamă? Nu, el a fost la noi închis. Ah, da. Da. Și a spus așa, legionarii n-au fost niciodată organizație fascistă. Au fost creștină, organizație creștină național-română. Și Congresul American a înregistrat asta și se știe în America. Sper să nu primim nicio sancțiune. Dacă primim o sancțiune, cine știe? Nu există sancțiune, cine... pentru că există. Nu, și e interzis pe... de CNA, e interzis și pe YouTube. Și în mediul online e interzis. Să se ducă pe YouTube să vadă. Dacă ai postat ceva despre sau despre și cu ei, îți închide contul imediat, automat. Da? Da, mai avem 10 minute. Istoria patriei nu trebuie uitată. Că nu, dar nu trebuie bagiocorită, doamne. Nu trebuie, dar nu trebuie nici ignorată. Valeriu Gafeică l-a salvat pe acest domn evreu, care așa? Este Richard Wurmbrand. Îl găsiți pe YouTube și are carte scrisă în America, mărturisirile lui din închisorile comuniste. Uh-huh. Și mai există un american care a făcut 4 filmulețe mici pe YouTube cu Sfântul Gheorghe Calciu Dumitreasă. În engleză, când vorbește engleză apare română dedesubt și da. Când vorbește română apare engleză dedesubt. 4 filme scurte. Vorbește de Pitești, de chiduri și de ticăloșirile care s-au făcut acolo și m-am întâlnit cu părintele Calciu Dumitreasă în America și mi-a spus, Mihai, dacă nu erau satanici și diabolici, nu ne torturau. Și-au pierdut credința și sufletul. Ați pierde sufletul ca și cum ți-ai pierde viața. Ardeleanu zice, bă, când te cheamă, te duci. Da, vremuri tulburi, vremuri interesante. Le-am trăit, le-am scăpat, vedeți, am fost salvați. Dumnezeu se zice că ne protejează și se zice că aceasta, România, este grădina Maicii Domnului. Da, a spus pentru și Papa Ioan. Da, când a venit, a sărutat pământul și a spus asta. Și noi știm în America despre ce a spus el, pentru că au fost mulți români la Papa el. Papa a sărutat pământul noi, nu? A, și eu am și bușcat din el. Da. Ceva nu e în ordine? E în ordine, nu? Bun. E, vorbim despre acea frântură din istoria noastră. Cu intelectualii care au mai scăpat pe afară. Da. Și care au ajuns celebri. Mie mi-e greu să înțeleg foarte de ce greu. S-a întâmplat așa ceva. Nu pot pricepe, mai avem 5 minute. Foarte greu. Știți ce spune Cioran? Am mai zis asta, tare mi-e dragă zisa lui. Zis. Una dintre ele, nempăcatul filozof, fascinant. Ce păcat că nu s-a întors, măcar un pic acasă. A fost mâhnit, spune așa.
când un animal se țicnește, începe să semene cu omul. Extraordinar, ce filozofie adâncă. Da? Câtă durere. Da. Până când a spus asta, cât o fi trăit și ce l-a determinat, are multe care mi-s dragi. Da, în fine. Doamne, am găsit, despre Ciorana, am găsit celebrități de care lumea aici nu știe. Și americanii, și eu încerc să-i educ puțin, să le spun. De exemplu... Nobil gest. Da. Compozitorul Frunzelor Moartă, de la Paris, care... Cosma, c'est une chanson, qui nous reste en engleză, este The Falling Leaves, Drift by My Window. Și am, într-o zi când eram într-un building de ăsta cu security, când eram ofițer de security, la un etaj găsesc un tablou enorm pe care scria Mihai Hogea Caramihai. Cum se poate? Hogea Caramihai? Zic, ăsta e nume românesc. Și îl chem pe șeful meu, pe locotenent, zic, mata, ai knowledge, știi, ai cunoștințe de acest om? Zice, e Hoaghi Carmichael. Zic, cum Hoaghi Carmichael? Zice, da, nu vezi, a luat premiul întâi în 1929 pentru melodia Stardust. Toată America o cântă. A studiat jazz în New Orleans. Zic, dar știți ceva? Știți ce am mai scris? Că m-am dus imediat după aia pe internet să-l găsesc. Așa. A scris o 40-50 de melodii, printre care și Georgia, oh Georgia. Câte iubire. Și s-au născut pe melodia aceasta. Și zice, păi nu, că ăsta e Ray Charles. Zic, nu, Ray Charles a interpretat-o. Compozitorul, uite, scrie aici, Georgia, Hoaghi Caramichael, Mihai Hogea Caramihai. Și are multe și apare și într-un film, în filme alb-negru, care se joacă și acum în America, să știți. El e mort, dar filmele se joacă. Și eu vreau să imprim o, două, trei filme, să le aduc și la român, să-l vadă jucând și în film. Minunat! Prin urmare, mai avem două minute doar. Da. Și întâlnirea noastră s-a sfârșit. V-ați întors acasă să mă liniștesc și eu? Doamne, sau nu mai vremelnic? Nu am de gând să mă întorc definitiv. Să-mi reiau cetățenia, pentru că am fost expulzat. Am înțeles. Președintele Amnesty International ne-a salvat. I-am trimis o scrisoare prin cineva care a plecat la Viena și de acolo la Paris. Așa că domnul Ionescu, tot Ionescu îl cheamă, nu știu, fi rude cu mine, Eugen Ionescu, ne-a trecut în lista celor de la Salvation International, Salvarea Internațională, și ne-a scăpat, pentru că noi nu eram cu goma, auzisem de goma, dar am văzut când a intrat la goma Sturm, l-a trimis în securitatea să-l bată. Uh-huh. Și pe urmă goma ne-a spus. Să-l bată la cap. Până la urmă. Nu, a vrut să-l bată, campionul de box. Da. Și a spus, zice, dai doi pumni leșini și după aia ce faci? Da, o întâlnire eveniment, zic eu, care s-a consumat, că așa este în viață, a trecut. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu poate că ne revedem. Să dea Dumnezeu așa, să ne mai revedem și să mă luați de pe scenă. A, da? Să mă luați de pe scenă cu camera. Minunat. Poate a fost o mare bucurie. Mai adun și alți prieteni talentați, să ne întâlnim pe o scenă ca să facem lumea să ne bucurați, să râdă, pentru că râsul face parte din sufletul uman, să regenerează, așa e? Râsul vindecă. Vindecă, și da, regenerează, ce-am dacă, spus eu. Dacă e râs și nu e rânjet. Aha, de fiară. A fost o mare bucurie. Și în partea mea mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet. Și tot eu, ce ați făcut și pentru eu noi. Mulțumesc, dar trebuie să-i mulțumim împreună bunului nostru prieten Gabriel Stan, fără de care întâlnirea noastră nu ar fi fost posibilă. Mulțumesc din inimă. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru dragostea care o aveți pentru români. Sănătate, viață lungă și frumoasă vă doresc. Dragostea, nu, dragostea pentru români o am și nu am niciun merit pentru asta. Pentru tot ce e aici, pe pământul acesta, este doar o obligație și o noblețe să-ți iubești semeni. Știți ce am spus eu când am venit la domnul Stan?
Dumnezeu ne-a pus împreună. Frumos. A fost adevărat, să știți. Și iată că se extinde. A fost Dumnezeu adevărat. Dumnezeu ne-a pus și pe noi împreună. Și cu frații noștri români, vă spun din suflet, nu îmi pierd dragostea pentru această țară și pentru românii mei. Unescu fascinant. Unescu fascinant. Mihai Ionescu Cămărașu. Dacă ne dă Dumnezeu sănătate, ne vom revedea, dacă v-a făcut plăcere, cu certitudine. Mai rupem cadența, mai dă-i la mama cailor albi, pe aia care, care pretind că ne conduc. Mai ne facem și noi ce vrem. Poate într-o zi se vor trezi. Frumoasă vers, nu? Prea târziu pentru unii, dar nu e nicio problemă. Poate într-o zi se vor trezi. Da. Libertatea nu e gratis, nu-i așa? Așa cu este. Asta am început, da. Cu asta vom încheia. Mă duc o pătură de la american, de la Vietnam. De acest pe spate și voi circula cu ea, pentru ca să înțelegem. Americanii din Vietnam, veteranii. Veterani, the liberty is not free. Asta este. Și de aici derivatele, ceea ce am vorbit, atâta cât s-a putut în acest spațiu de timp, nu, și în acest spațiu, așa, și ce nu s-a putut, cele rămase nerostite. Nimic nu este gratis și nimic nu se plătește, să știți, nu rămâne neplătit, pardon. Pardon, așa este. Gata, mulțumesc încă o dată. Sănătate, vă mulțumesc. Mihai Ionescu Cămărașu. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din toată inima. Aveți să rămâne, grijă. Sănătate. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Da, sănătate, pentru că este cel mai important capital. Alergați după bani, vă popați sănătatea și plecați nici măcar la stele. Vă duceți. Nu există. Așa. Banul nu face o aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!